Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit. Astăzi o să punem castraveți murat. Uitați, avem aici castraveți din asta așa micuțe, foarte mici. Și o să le punem în borcane mici, nu mari. Așa că haideți prima dată să vă arăt cum fac eu. Am spălat borcanele, le avem aici pe masă. Am spălat foarte, foarte bine castraveții. Le-am scos în bolul ăsta și acum vreau să vă arăt cum le punem în borcan. Am avut 5 kg de castraveți, dar vă spun sincer că am mai mâncat din ea, așa că este în jur de 3 jumate, nu știu exact că n-am mai cântărit, dar am mai consumat din ea. Așa că câte o să vedem. Hai să începem. Am aici niște piper boabe, am curățat aici 2 morcovi, o ceapă mare, le-am tăiat felii, care o să le punem din jos între ele, o să vedeți. Uitați, luăm câteva bobițe de piper, le punem pe fund la borcan, așa, uitați. Punem aici jos piperul. Luăm 2-3 ceapă tăiată, așa, și punem din jos. Luăm și morcov și punem și niște morcov din jos. Așa. Acum, după cum vedeți aici, uitați, ei, am așa micuțe, micuțe, care are și codiță, dacă vedeți, uitați. Apoi n-aș vrea să pun și codițele astea, vedeți? Că de ce să le pun codițele? Mie nu-mi place, alții le pun, dar eu nu le pun. Asta le tăiem și le punem în borcan. Nu trebuie clădit, că ei sunt mici și se așează. Nu-i musai să le clădești acum, să le bagi mâna la fiecare castravecior, astea micuțe le aranjez. Nu, chiar nu-i nevoie. Le punem așa, că după aia le aranjăm noi, o să vedeți. Prima dată le tăiem codița și vârful, care vârf, vă arăt imediat. Vedeți, puntul ăsta negru de aici, aia trebuie tăiat, nu lăsăm pe ea puntul. Și codița asta. Punem acolo, în borcan. Imediat să umplă, că nu o să ne fie foarte mult. Asta țin neapărat să le pun, că sunt foarte micuțe. Le-am găsit în piață, numai asta mai avut, că luam mai mult, dar nu au avut numai asta. Da. Cât îi ne ajunge. Și așa continuăm până le umplem borcanul. Uitați. Acum băgăm așa și facem lateral, vedeți? Uitați ce coadă are. Deci că, mă, că n-arunci nimic din ea, dar nu uitați cât se aruncă. Sunt micuțe, da? Scrude de grădină. Și acum mai punem și pe mijloc 2-3 bobițe, 2-3 feliuțe de morcov, de ceapă, și iară punem castraveți până se umplă. Trebuie și aranjat un pic să se așează, că dacă nu, se umplă borcanul una, două. Imediat este plin și vă arăt. Și legătură cu apa o să vă arătăm și aia. Apa trebuie. O să vă arăt cum facem, normal,
trebuie pus pe foc. O să punem cu picant fix. O să vedeți. Vreau să fiu sigur de ăștia, de-aia punem în borcane mici. O să mai punem noi și în butoi, o să punem și în borcane mai mari de 5 litri, dacă putem. Dacă numai nu mai vrem să punem chiar atâta de mult, fiindcă e și scump și nici nu vrem să mai mâncăm așa de mult, că mâncăm prea mult, știți? Mai încet cu mâncarea, că ne îngrășăm prea tare. Să mai face și ăștia slab. Numai oamenii ăștia grași. Acum, două, trei bobiță, două, trei morcovei, așa. Ceapă. Atât. Așa, asta este plin. Aici nu mai vine pus nimic decât apă. Apa care vă arăt cum o să fie preparat și pus peste. Și asta o să fie capacul care vine peste. Asta punem deoparte. Acum începem să punem aici. Unde avem borcanul, ați văzut. Spălat, clătărit, tot uscat și punem din jos un pic de morcov, un pic de ceapă, un pic de piper și încercăm să le umplem cu castraveți. Așa. Tăiem vârfurile, codițele și punem în borcan. Poftim. Două, trei piperuți. Continuăm cu castraveți. Atât.
noapte. Le punem din borcanul ăsta în borcanul ăsta alt. De ce vă spun? Fiindcă aici n-am pus din jos nimic, nu m-am băgat să văd cam cât intră în ea, am încercat. Înțelegeți? Și acum le mutăm. Mai punem niște morcov, ceapă, piper și continuăm cu restul. Așa. Aici mai mere câteva, o să mai încercăm să mai punem. Mai taie vă doi. Mai puțin prea o ceapă și un morcov. Prea mult morcov, voi. Mami. Continuăm, dragii mei, până să umple borcanele și când le-am umplut, o să vă arătăm apa. Deci continuăm până să gata. Castraveții, nu mai avem mult, umplem toate castraveții, punem în borcan și când e gata, o să venim și să vă arătăm cum facem apa și punem peste. O să revenim. Mei, am clădit tot în borcane. Uitați cât ne-au ieșit. Ne-au ieșit două mai măricele din asta de, eu zic, are 2 metri. 2 metri! 2 metri. Are 1,7 litri are ăștia mare. Și ăștia alți au, ăsta are 1,920 litri și ăsta au 920. Deci am 5 borcane din asta mai micuțe și 2 mai măricele. De 7 borcanuțe ne-au ieșit. Deci eu zic că ne-a ieșit destul. Am dat pe ea, e adevărat că am mai și mâncat din ea, vă spun sincer că am mâncat din ea. Acum nu foarte mult, dar
Fetele au mai făcut salată din ea și au mâncat, că le-au plăcut că erau așa micuțe, faine. Și nu știu acum să vă spun cât, a mai ieșat vreo două borcane, zic eu. Așa că din 5 kg, asta ne-a ieșit. Acum o să preparăm apa. Apa, vă spun sincer, 4, le 3, prepare 3, domnul Mihai. 4 soțul kg. Meu, el face totdeauna apa. Atâta că o face pe foc și o punem peste, punem capace, o punem sub haine și lăsăm până a doua zi. Așa că v-am spus, am pus 5 kg de castraveți, care le-am spălat foarte, foarte bine. Am spălat borcanele, le-am clădit în borcan. În borcan am pus câteva boabe de piper, ceapă, morcovi. Voi, dacă vă place, nouă nu ne place cu gust de usturoi și foarte mult mărar, vă spun sincer. Nouă ne place să fie un pic mai dulceag. Dar asta o să prepare Mihai la apă, să fie așa un pic dulce acrișor. Așa vrem noi să fie. Asta vă spune el cât pune apă, oțet și cantitatele le pune el cât pune. Și cam asta este rețeta noastră de castraveți. Dar să știți că în fiecare an, de câte ori am pus castraveți, de fiecare dată ne-o stat, ați văzut. Că eu v-am arătat de fiecare dată, de câte ori mâncam din castraveți, eu v-am arătat castraveții. Erau tari, crocante, pe gustul nostru, e adevărat. V-am spus, nouă ne place dulce acrișor, nu ne place acru ăla sălbatic, nici nu le mânc, vă spun sincer. Dacă sunt acre, acre, foarte acre, nu le mâncăm, nici eu, nici copiii. Deci nouă nu ne place așa. Noi suntem obișnuiți să fie un pic mai dulceac. Asta, așa ne place. Și așa și facem. Dacă vă place acru, să nu faceți rețeta mea, că nu o să vă iasă acru oțet. O să iasă un pic mai dulce. Așa că, gata cu vorberia, haida să punem apa. Apă, o băgat, cât oțet, zahăr, ce o folosit. Revenim. Deci am pus aici 3 litri de apă, deja fierbe. La 3 litri de apă eu pun, uitați, picant fix, dulce acrișor, 2 plicuri. Noi îl facem de obicei după gust, dragilor. La 3 litri de apă am pus 2 plicuri de picant fix și punem vreo 300 de grame de zahăr. 2, 3, 4, 5, 6 linguri. Dar s-ar putea să pun mai mult, depinde după gustul meu. Amestecăm. O să punem și sare. Vreo lingură deocamdată de sare, v-am spus, îl fac după gust. Deci, de obicei, la borcane trebuia să punem, cine vrea, și hrean în castraveți și boabe de muștar. Era foarte bun. Alții pun și pătrunjel și mărar și usturoi, fiecare cum îi place. Noi facem cât mai simplu, dar este bun. Deci, hrean și boabe de muștar, adevărat că era foarte necesar. Usturoi nu ne prea place. Deci am pus 3 litri de apă, vreo 300 de grame, am pus 6, v-am arătat 6 linguri de zahăr, 2 plicuri de picant fix, o lingură de sare. Și acum da, de sărat e sărat, o să punem oțet. Vedeți că alții pun oțet cu litru. Eu nu pun, dragilor, cu litru. Eu pun tot așa după gust. O lingură, două, trei, maxim două deocamdată. Mă scuzați că mă bâlbui. Mai amestecăm și vedem. Deci am pus picantul fix, am pus sare, am pus zahăr, am pus oțet. Cam asta pun eu aici, dar totul după gust. N
Nu știu, uitați, am pus o lingură de sare, dar mie mi se pare foarte, foarte sărat. Nu știu de ce cauză, mai pun vreo două linguri de zahăr, un trei. Deci a fost 9 linguri de zahăr. Nu știu de ce mi se pare așa de sărat. Noi de obicei nu avem o rețetă fixă, noi facem după gust, după cantitatea de apă, sper că mă ajunge 3 litri de apă, dacă nu, o să mai fac, dați mai pun o lingură de oțet, deci câte linguri am pus? 4 până acum, 4 linguri de oțet, dragilor. Deci să țineți minte că te-am pus, v-am zis, faceți după gustul dumneavoastră. Da, se apropie, dar tot mi se pare sărat, Doamne, dar ce sare asta? Mai pun 2 de zahăr. Nu, mă iertați, dar ăsta e gustul nostru. Deci cât te-am pus până acum? 3, 5, 7 linguri de zahăr. Face de ce? Parcă n-aș băga zahăr, ci aș băga sare în el. Am mai pus oțet, nu știu, ăsta e de 9 grade oțetul. Nu mi se pare așa puternic. Acum puțin să simte oțetul. Mai pun o lingură și cam asta e ultimul oțet. Nu spune Vic, facem după gustul lui. Deci cum, deci el tot pune ca să-i placă exact gustul care vrem noi. De să fie un pic mai dulce, de să nu fie foarte acru, nici foarte sărat, să fie mai mult dulce. Că când stă ea sarea și oțetul cât îi trebuie și tot zahărul. Și noi vrem să nu fie acră, sălbatic, să fie un pic dulceac. Asta vrem noi. Și atunci el tot pune până ajunge la gustul care dorește el. Și după ce a ajuns la gustul care vrea, atunci se oprește și bineînțeles o să pune apa peste și închidem borcanele, punem sub haine și până a doua zi lăsăm acolo, a doua zi le punem pe raft. Și în 2-3 săptămâni, bine, acum noi asta punem pentru iarnă, nu punem pentru 2-3 săptămâni să se crească. Deci punem pentru iarnă. Dar eu zic că după 2-3 săptămâni se poate mânca, vă spun sincer. Se poate desface și se poate mânca. Poate că o să desfacem una de curiozitate, să vă arătăm cum e, dar noi normal o punem pentru iarnă. Așa că v-am spus, nu eu dau gustul, fiindcă vă spun de ce nu eu dau gustul. Că la fete și mie personal îmi place cum o face el. Eu dacă le fac, eu le fac ori prea acră, ori prea dulce. Și el o face exact cum trebuie. Deci nici acră, nici dulce să fie dulceață. Deci foarte bun. Și totdeauna au ieșit bine. De câte ori au făcut el, mi-a plăcut și a ieșit bun. Atunci de fiecare dată o face el, nu eu. Și am lăsat să facă el apa. Ați văzut, eu am spălat-o, am clădit-o în borcan, am pregătit tot. Eu am lăsat numai să fac apa. O să, e aici, am mis lângă el, o ajut și eu să punem, el face gustul la apă, fierbe. După ce o fierb, el pune apa peste, eu închid, pun în haine și asta este castraveții. O să mai facem, care o să le punem la butoi, o să mai punem și la sticlă, dar asta mai încolo, când o să fie să punem. Acum, dragii mei, asta am luat, asta le punem, tot așa pe rând. Deci dacă vreți, v-am spus, faceți exact ca noi, dar gustul dați dumneavoastră.
puneți cât vă place de acru, cât vă place de dulce. Apa faceți după gustul vostru. Așa că cam asta ar fi rețeta. Revenim. Dragilor, acum punem zama în borcane. Deci vreau să vă explic încă o dată ca să mă înțelegeți clar. Noi așa facem de obicei. Cum v-a arătat Mori, punem castraveții în borcan, doar că când avem, punem și tije de hrean și câteva boabe de mărar. Atât. În apă, la 3 litri eu acum de apă, am pus 2 pachete de picant fix dulce acrișor, am pus vreo 400 de grame de zahăr, am pus vreo 100 de mililitri, 150 de oțet, și am pus o lingură de sare, o lingură mare, mi se pare că e prea sărat. Eu n-am mai făcut chiar așa puțin niciodată apă, să știți, făceam câte 10 litri, 9 litri de apă. Deci și tot timpul gustați, după gustul vostru, gustați apa în care o combinați. Acum alții, dacă vreți, faceți cu usturoi, cu mărar, cu nu știu cu ce. Noi așa facem, simplu. Deci, în plus de ce am făcut, mai puneam tijă de hrean și câteva boabe de mărar. În restul, tot așa e. Nouă ne place așa mai așa arată. Dulce, acrișor. Nu știu acum cât o să fie de sărat, dar e o lingură de sare, mi s-a părut că nu-i mult deloc. După gustul meu, ce să zic? Mă sper că o să fie bun, că la fete așa le place, foarte puțin acru, m-am zis 100 de mililitri, 150 de mililitri la 3 litri de apă. Nu, eu multe rețete am văzut cu un litru, cu noi nu mâncăm așa, cu dragilor. Nu știu dacă mă ajunge apa, dacă nu, o să mai fac vreo 2 litri, nu știu, mă orice, deci... Nu cred. Nu? Nu. Mai rămâne o sticlă, două. O să vedem, da? Nu. Avem deja 3 și mai avem încă 4 borcane, dar sfinge, e adevărat. Da, s-ar putea... Un borcan, două. Normal să umple apa cu castraveții când sunt borcan, să umple apa. Și așa se măsoară. Eu nu am mai măsurat, am zis că 3 litri cât am avut aici, dar poate am avut și 3 jumate, 4, eu știu. Ce vorbești, că 3 litri are oala noastră, 3 litri, eu am zis că e suficient pentru câteva borcane. Numai 2 erau mai mari, restul erau din astea mici de 800. Acum sperăm că ajunge. La 2 ajunge sigur, dar nu rămâne una fără. Nu. Câte una, câte polonici intră? 2. O, 4, 5. 3, 1. 4. Da. S-ar putea să fie chiar la fix. Doamne ajută, Doamne ajută să ne ajungă. Dacă ce rămâne așa, fac o salată din el, din borcanul ăla. De asta ne ajunge sigur. Deci astea sunt castraveții noștri. Acum să știți că depinde foarte mult și de castraveți. Ce soi de castraveți sunt. Cum rămân de moi, de tari, sarea într-adevăr că le ajută, dar nu ne plac așa sărat. Uitați că ne ajunge, dragilor. Mi s-a părut că rămânem în pană, dar până la urmă ne ajunge, încă mai rămâne un pic de zeamă. Da, vedeți-le? Uitați acolo borcanele și aici un singur borcanaș. Deci, mulțumim la Dumnezeu. Uitați că chiar la fix e apă. M-am gândit eu, Doamne, iar că am văzut atâtea borcane puține, cum să n-ajungă apă asta. Numai 3 litri are o la apă, în scară de 4. Da.
normal acum, să, mâine, dacă scade apa, ar mai trebui completate cu apă, dragilor. Deci eu le-am întors cu curanj jos, ca să se sigileze, înțelegeți? Și acum acoperim, o să mă duc să mai aduc ceva pătură peste, dar o să asta fac după aia. Deci cam asta a fost rețeta, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Peste o săptămână, două, când desfacem un borcan, o să vă arătăm. Asta este rețeta noastră, atâta ne-a ieșit. Mulțumim mult că ne-ați urmărit, încercați și voi și să vedeți dacă vă place. Mulțumim, pupici la și la revedere!